Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Mă bucur că sunteți astăzi alături de mine pe Angelus TV și RCIS FM. În fața dumneavoastră astăzi, o figură foarte cunoscută pentru Dieceza de Iași, pentru mulți tineri, pentru multe mame și chiar pentru mulți bătrâni și bolnavi. O soră care este mai româncă decât românii, îndrăznesc să spun. De ce și cum a reușit acest lucru, aflăm în cursul emisiunii. Rămâneți alături de mine și sora Elisabeta Barolo. Soră, bun venit la emisiune! Mulțumesc frumos de această invitație! Sunteți din Congregația Surorile Misionare ale Pătimirii lui Iisus, care coordonează și casa Sfântul Ioan Paul al II-lea din Buta și care face multe alte lucruri minunate despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii. Dar înainte de toate acestea, trebuie să vă spun că sunteți oarecum, dacă e să ne gândim la persoanele consacrate care activează în Dieceza de Iași, sunteți una dintre figurile cele mai cunoscute. Cum ați făcut acest lucru? Pentru mine, așa privind, e destul de simplu. Ați activat pe mai multe planuri. E simplu de zis, pentru că de făcut sunt convinsă că nu a fost ușor. Și pentru acest lucru m-am gândit și mă bucur că ați acceptat invitația în emisiunea noastră, pentru ca toți cei care v-au văzut de atâtea ori să vă cunoască de fapt și povestea vieții. De fapt, soră Elisabeta, de ce sunteți persoană consacrată? De ce ați ales acest drum? Și știu că este o frază care v-a atras așa și a fost ceea ce v-a trimis și v-a îndrumat pe acest drum. Această frază este o frază de la fondatoarea noastră, care eu am citit de multe ori și am făcut această frază pentru mine. Dă-ne, Doamne, o inimă iubitoare pentru a te sluji. Dă-ne o inimă iubitoare pentru a te servi. O inimă iubitoare pentru a servi Iisus în proprie noastră. De fapt, viața dumneavoastră se poate rezuma prin acest cuvânt, a servi? Aceasta este gândul meu, pentru că se iubește Iisus în proprie noastră. Dar această rădăcină vine de rugăciune. Când noi ne rugăm, am dorință de ieșire de la rugăciune pentru a dedica ceva din noi a proprie nostru. Nu putem să fim față Iisus Sfântul Sacrament și nu gândire a cine trăiește aproape de noi care nevoie. Soră, ceea ce sunteți astăzi și ceea ce este unul fiecare dintre noi la maturitate se datorează foarte mult și mediului în care a trăit, a copilărit, familiei în care s-a născut. Dumneavoastră v-ați născut undeva în Italia, aproape de Cuno, nu? Fossano. Da, dacă Fossano, o mică sată chiamată Cusano, unde este un sanctuar. Am născut în 1949 și în una familie creștină. Cu un exemplu foarte frumos de la bunici, din câte știu. Mama și tatăl erau foarte creștini și anii de școală am fost mulți ani aproape de bunicii miei. Și din bunicii am primit o rădăcină frumoasă care am dorință de transmitere alle familie. Pentru că când terminavano rosariu și rugăciunea la seara, bunicii miei aveau 10 copii, am avut 10 unchi, da? Și mătușe, dar lor, când se ridicavano dal rosario, bunicul meu se apropriava bunica mea, si prendeva mâna e si ricera scuza. Astăzi am venit, non t-am spus nimic, m-am mai văzut trist. O mică cuvintele, scuza. Acest si scuza din partea bunica. Și acestea o facevano această scuza în fața copiilor și eu că ero nipote. Și ați învățat din acest lucru. Și acestea a fost transmisă și a mama și tatăl meu. Și au făcut același lucru părinții dumneavoastră? Acest lucru facevano, acest lucru terminat rugăciune în familie. În fața celor 6 copii, pentru că ați fost 6 copii la părinți, 6 copii. S-a păstrat obiceiul de a spune rozariul, de a vă ruga în familie? În familie, da. Am dorință de spune le familie de nu aver rușine, de cere scuze în fața copii. Pentru că această scuza
cade ogni moment di tristezza care fiecare familia trece fiecare zi. Și se întorce înapoi bucurie și iubire și fidelitate. Vă amintiți și momente poate mai puțin plăcute din familia dumneavoastră? Vă amintiți vreodată ca tatăl să fi fost nervos? Sau mama să fie acea privire de om supărat, știți, care se întâmplă, e în viața de zi cu zi? Sigur că mi-o amintesc. Cum se depășea un astfel de moment în familia dumneavoastră? Când tatăl meu venea acasă, tatăl meu a fost un om care a suferit mult, a făcut război și a făcut toată retirată de la Rusia și suferiva mult pentru că a fost lovit al braț și nu avea posibilitate în agricultura trăire viața cum era posibil. Tot era în spatele mama mea, dar tatăl meu de multe ori, nu putând fare tot ce trebuia, veniva trist și neputincios. Și mama mea l-o liniștea și spunea, tu mergi cu copii, eu merg în câmp. Tu mergi la piața, eu merg în câmp. Și schimbavano lucru fără problemele. Și tatăl meu, când vedeva mama mea decisă, puternică, sigură de ea, tatăl meu se liniștea și își găsea echilibrul. Și am dorit să dispunere ale familie. Tatăl meu, când spuneva ai copii, mergem la biserică, era obligatoriu ajungere 10 minute înainte. Nu era posibil în familia mea ajungere după că Sfânta Liturghie era începută. E o dovadă de respect, de fapt. Dar, el spunea, noi trelasam prime minute de la liturghie unde noi cerem iertare. Înainte de a începe liturghia. Și acest este important pentru fiecare din noi. Am fost exemple foarte frumoase. Și mama mea niciodată a lipsit zâmbet după toate suferințele că a trecut-o din buzele sale. Și atât de frumos m-a îndrumat și v-a ținut în credință și uniune și cu biserica, că după prima Sfântă Împărtășanie v-ați înscris la Acțiunea Catolică. Iată, această organizație care a îndrumat atât de mulți oameni și încă o face și la nivelul diecezei de Iași. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să intrați în această mișcare mondială? Pentru mine a fost o mișcare extraordinară. Și continuă spunerea ai tinerii, ai copii, să fie unită biserica, pentru că Acțiunea Catolică a fost mereu o mișcare unită a bisericii, necesitate bisericii, bucurie bisericii, sacramente bisericii care ne oferă fiecare zi. Și din Acțiunea Catolică, eu știu foarte bine când ero tineră, multe vocații au crescut, s-au sviluppat, s-au intrat în viața preoție și în viața consacrată. Și eu pot spunere adevărul, sunt un fruct de Acțiune Catolică. Eu am fost, i primi ani sunt înger, după aspirantele, giovanissime, și efettive, așa se numea în Italia. Și eu, fino a 20 de ani, că am intrat în mănăstire, am fost și președinte de Acțiune Catolică și când am intrat în mănăstire, la diocezi încă mi chemava a far parte de această mișcare. Și m-am bucurat că în România este acest mișcare de Acțiune Catolică. E spun continuat pentru că este foarte importante, pentru că este bazată su viața creștină și biserici. Din ceea ce spuneți, îmi dau seama că n-a fost niciun an, nici o lună în viața dumneavoastră să nu fiți în apropierea bisericii. În casă se spunea rozariu, părinții vă duceau la biserică, mergeați împreună, apoi Acțiunea Catolică și iată că în anii de școală, la un moment dat, a venit un misionar, nu? Sau ce era? Care v-a vorbit și a înflorit, de fapt, în dumneavoastră această sămânță a vocației, pentru că sădită și plantată era deja din anii copilăriei de acasă. Cum a fost momentul în care v-ați decis că vreți să fiți persoană consacrată? Vocație, naște, creștere, se o familie e bazată în viața creștină și unitate. Dar eu, la scuola, a venit un misionar, si a proiettato viața di missione
Și a terminat acest moment întrebat, cine de voi această dorință să fii preot misionar, să fii în viața consacrată? M-am ridicat în picioare, am spus, eu am această dorință. A mai fost cineva din clasă? Si, mai era. Un băiat care a intrat în padrii francescani capucini. Și eu în misionarea patimii lui Iisus. Dar după acest moment l-am sentit foarte în mine. Dar l'adolescenza ne porta con molti altri gânduri. Normal. Și în viața mea... Mai ales pentru că erați o persoană veselă, vă plăcea muntele, vă plăcea muzica, vă plăcea ușor și partea asta, nu e așa aceasta, de relaxare? Pot să adevărată spunere că la muzică era viața mea. Muntele, fare plimbare pe munte, la mamă și tata ne lăsau urcare perché e sănătos. Și... Am sentit că nu m-am depărtat de la biserică pentru niciun motiv. Pentru aceste lucruri. Dar era în inima mea acestă. Dar v-ați gândit vreodată că dacă vă faceți și alegeți acest drum de persoană consacrată, veți renunța parțial la multe distracții, ieșiri, lucruri adolescentine, tinerești? Nu am gândit acest, nu. Eu am sentit că aveam această dorință de essere vesela. Si cantavo tutta ziua, dar in inima mia avevo questa dorinza sa fi missionara, sa fi tutta pentru Dumnezeu. Si când am sentit această chiamare, a 20 de anni, non posso spunere che non am avut baiet care mi-a oferit mână. Non lo posso spunere. A deci era baiet, și aceasta. Era una cosa normale. Era normal, corect. Dar eu spuneam mereu, când eram în prietenie cu altri prieteni, fino a 20 de ani nu am dorință de legarmi pentru nicio persoană. Am dorința să fiu liberă, așa spune Acțiunea Catolică. Și a 20 de ani trebuie să fac elegere. Și am ales... Mănăstirea. Mănăstire. Și ce au spus părinții dumneavoastră când ați zis că vă duceți la mănăstire? Mama avea înțeles. Tatăl nu mi vedea în mănăstire. I se părea că nu vi se potrivește. Toată ziua muzica, toată cântece, toată ziua la porta tinerii care vine a chiamarea pentru plimbare pe munte. Pare eu imposibil. Și ce le-a spus la mănăstire? Ce a spus la mănăstire când v-a lăsat? Că e foarte interesant. Însoțesc eu, Giuseppina era numele meu de botez, dar la confondatoare, madre Carla De Noni, care era, in acel moment era confondatoare dell'istituto, che la fondatoare era morito, si când a fost acolo, le ha spus, madre Carla, eu las Giuseppina aici, pentru viața consacrata. Dar, se non punete muzica in piazza... Dacă nu puneți muzică, nu? Fica mea... Nu sta două săptămâni aici. Deci nu v-a dat tatăl mai mult de două săptămâni în mănăstire. Și maica confundatoarea, Carla, care mi-a cunoscut de înainte, mi-a spus nu. Această dorință de muzică, de cântece, e pentru că a dorință de cum se dice în... Spuneți în italiană, da, că îl traducem. Riempire il suo cuore. Își va umple inima, cu... Inima, ecco. Ma sigur ea are vocație. Era singur pe umplire inima sa. Și au trecut cele două săptămâni date de tatăl dumneavoastră și chiar mai mult, nu-i așa? Și mai mult, și am continuat în viața consacrată, și tatăl meu foarte bucuros, e super bucuros a fost tatăl meu, și mi-a fost aproape mereu. Ați simțit vreodată, din momentul în care... ați intrat în mănăstire, că vă e dor de acea libertate pe care o aveați dincolo de porțile mănăstirii? Eu trebuie să spun că de când am intrat în mănăstire, m-am sentit al locul meu. Am avut dificultăți, nu pot să nascunde, nu pot să... Da, era un lucru normal. Pentru că avevo dorința de plecare în misiune mai repede după aver pregătit o vita consacrată de plecare în misiune. Să începeți treaba, de fapt. Dar congregația nu aveva încă case în misiune. Erano puțin surorile și case în misiune nu erau.
am intrat în mine, i-am spus, misiunea în acest moment este aici, în casa mama. Și am avut noroc de stare cu maica confondatoare del istituto, 27 de ani, care ea m-a înțeles, m-a îndrumat, m-a umplut inima di carisma, di spirito della congregazione. Și când am început a deschidere le prime case care a fost Oradea și la doua la Butea, m-a trimis. Și ați ajuns în România. Ajuns în moment în care tu trebuie că pleci în misiune. În 1996 la Oradea. Și după am avut noroc de aver cunoscut preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diocezei de Iași. Da, e merit acum. Și ne-a cunoscut a Oradea și a spus, mi deschis posibilitate de deschidere o casă în Moldova, județul Iași. Și ne-a prezentat Butea, că ne-a spus, este un sat a 70 aproximativ de kilometri de oraș, dar sunt aproximativ 5.000 de locuitori, încă nu sunt surorile și este necesar și doi surorile. Și am fost eles de la confondatoare ajungere la Butea. În 1999. Da. Cum vă amintiți acest început, sora Elisabeta, la Butea? Pentru că acum toți cei care vă văd au senzația că parcă v-ați născut la Butea, că de acolo sunteți și ați fost întotdeauna. Dar iată, dumneavoastră sunteți de fapt din 1999, da, când ați pus bazele da, casei, bazele congregației în da, dieceza de Iași. Da. Ce vă amintiți despre acel început? 11 februarie. Deci data exactă vă amintiți? Părintele parocul Luis Damoc, a spus că căutam o mică căzuță, că ai posibilitate de stare aici și după vedem unde e posibil. Era ziua de zăpada mare și ninja și 2 ore pe drum am bătut toate case, nu am găsit nimic. Ca să dormiți? Da. O nu. Și părintele parc a spus, vi dau eu noi posibilitate, dormiți aici fiindcă am găsit o mică căsuță. Și m-am întors la Oradea și a Paște am început. Ați început activitatea în Butea. Da. Cum v-a primit comunitatea din Butea, sora Elisabeta? Foarte bine. Nu pot să spun că nu am primit dal parroco, dai parrocchiani, dalla primaria, dalle autorități. Am fost primită și ajutată. Și darul dumneavoastră era extrem de mare, îngrijirea bolnavilor la domiciliu, pregătirile și catehezele și joaca, da, nu? Pentru a început a domiciliu, imediat a domiciliu, pentru că era iarna. Și după, imediat am încercat de fare o mică casă, și cu oratoriu, și copii, că nu era o stanță pentru ținerii copii sâmbata, duminica. Pentru mine oratoriu, am crescut în Italia în Acțiune Catolică, un oratoriu era sempre viv, aici nu era posibilitate de o cameră. Cum am avut posibilitate, am construit o cameră, d'accordo cu parocul, pentru oratoriu. Un loc unde să-i adunați pe copii și unde să faceți activități cu ei. Da, la ori manuale, un pic de educație, giocuri, catechezi cu vicario, cu parroco. Și o frază care eu am dorința de spunerlo. Unde este un oratorio deschis, Don Bosco spunea, un închisoare închis. Perché i copii care si radună in oratorio nu au altro gânduri. E questo continua a averlo in inima mia. Și cu asta ați rămas mereu tânără, sora Elisabeta, pentru că vreau să ajungem la un moment important pentru dieceza de Iași, în 2004, când a fost o participare numeroasă a tinerilor din dieceză la sărbătoarea păcii organizată pe atunci la Asti, în Italia. Din dieceza de Iași au plecat atunci vreo 180 și ceva de tineri, organizați de dumneavoastră, de fapt, prin strânsă colaborare cu parohul. Și ca să vă zic așa din casă,
Am fost și eu printre acei tineri, în 2004. A fost pentru mine prima mea ieșire în străinătate, cu biserica, bineînțeles, și iată, cu organizarea dumneavoastră. Care este istoria acestei călătorii excepționale pentru noi, cei 180 de tineri? Mereu erau în contact, și sunt în contact acum cu Serming. Serming e un centru de Torino care dă ajutor ai tineri în toată lumea. Și a fost întâlnire mondială tineretul în Italia. Și am avut invitația. Când am primit această invitație, pentru mine am spus în inima, trebuie că facem ceva și pentru tineri din diocezi de Iași. M-am prezentat al parroco, m-am prezentat al episcopo e mi-a spus, Sora Elisabetta, fai cunoscere aceste întâlnire alle parrocchie. Și am trimis acest mesaj și fiecare parroco che ha gandito che era un lucro importante pentru tineri, mi ha fatto răspuns. Înainte ho gândito plecam un microbus. Deci după, v-ați gândit că veți pleca cu 10 tineri, reprezentanței diecezei. După ajuns 30, 40, 50, plecam cu un autobus. Și după am ajuns a 4 autobus, 3 autobuse și 2 pulmini. 3 autobuze și 2 microbuse. Și mulțumesc la colaborare cu i paroci și mereu spun a toate persoanele creștine care dorință de colaborare, se si colabora cu i paroci, au posibilitate copii, tineri, familie, si bolnavi, di sentirsi uniți adevărat a lui Hristos, perché il parroco rappresenta lui Hristos. Deci iată dumneavoastră, dumneavoastră ați pornit încercând de la o invitație venită pentru dumneavoastră inițial, apoi extinsă la poate aduci și niște tineri din dieceză, ați vorbit cu episcopul, ați vorbit cu preoții paro și ați plecat cu o bucată bună din dieceză, nu-i așa? Cu trei autocare și două microbuze. Vă dați seama, soră, nu știu, probabil dumneavoastră ați fost foarte stresată atunci cu organizarea, cu tot ceea ce a însemnat această plecare, dar nu știu dacă ați realizat vreodată cât de mult a contat pentru noi, copiii de atunci, tinerii de atunci, pentru că nu, eram în perioada liceului, pentru mulți dintre noi a fost prima ieșire în străinătate, o ocazie unică și o amintire de neuitat. Pentru care, iată, eu astăzi vă mulțumesc. Eu, în numele tuturor celor care de atunci, din parohia Fericitul Ieremia, am participat la această ieșire împreună cu părintele vicar de pe atunci, părintele Andrei Coceanga. Eu vi spun că de multe ori întâlnesc persoanele pe drum, o în oraș, o în un sat, și mi spune, ah, Sora Elisabetta, mulțumesc, eu am fost cu tine. Ma tu cine este? Eu acum sunt tatăl, dar am fost în Italia cu tine. Tu ai fost în Italia? Când? Când a fost ziua tineretului. Nu se poate uita așa ceva și iată că nu doar ceea ce ați făcut pentru noi, pentru tineri, nu se poate uita. Tot ceea ce faceți și pentru bolnavii, bătrânii din casa pe care o aveți la Buta. Pentru că trebuie să vorbim și despre acest lucru. Iată o parte a misiunii poate mai puțin plăcută și ușoară. Dacă vorbim despre Asti, acolo a fost cu veselie, cu bucurie, ne-am dus la o sărbătoare. Dar ce trăiți de fapt și ce întâmpinați zilnic în casa de la Buta, unde le oferiți sprijin și îngrijire acestor persoane defavorizate? Da, în acest period noi am deschis casa în colaborare cu surorile noastre de la congregație, o casă de bolnavi și bătrâni dedicată a Sfântul Ioan Paul al II-lea. Avem aproximativ 40 de bolnavi și de tineri, bolnavi și bătrâni, scuzați, și noi încercăm de darle această posibilitate de trăire ultime zile de viața lor. Au dat o viață pentru familia, au dat o viață pentru societate. În acest moment sunt neputincios cauza de boale și noi suntem chemate ultime zile de viața lor, darle bucurie, înțelegere și ascultare, pentru că lor au dorință de esprimere ce au în inima lor. Un lucru pentru mine mai important, să fii ascultător de viața lor.
Loro hanno bisogno di vorbire di ce hanno traito. E questa è una missione mare. Se per me le ultime zile di viazza loro è importante, sa fim a proprio del padre. Loro hanno bisogno di sentire caldura menele si rugăciunele nostre. Este de multe ori apăsător, mă gândesc acest lucru, să asculți mărturia, durerea, poate și frustrarea, nu? Care apare deseori în ultimele clipe ale vieții. Dar e adevărat că pentru noi nu e simplu. Dar eu spun că când se vede un bolnav că a primit sacrament, un bolnav că s-a pregătit pentru viața veșnică, e foarte important ascoltarli și stare aproape. E numai si sente bosseala, numai si sente pentru că stim che sentiamo proprio di una persona che dopo se ne roge poi per noi, acum noi ne rogiamo per loro. Se questo è per me, sono perle preziose questi bolnavi. Sono persone, ma sono perle preziose. Adevărate lezioni di vita e di bogăție. Di bogăție loro, sì. Sì, persona care trebuie iubita. Sora, am vorbit despre tineri, am vorbit despre bolnavi și bătrâni. Un alt aspect foarte important al activității dumneavoastră sunt mamele, mamele creștine, care fac parte din această formă extraordinară de a se aduna, de a face bine și de a arăta puterea lor, pentru că nu e așa, o mamă este atât de puternică încât poate muta și munții din loc, se spune. Și v-aș ruga să-mi vorbiți despre Uniunea Mamelor Milostive Creștine, o mișcare pe care ați inițiat-o și o conduceți atât de bine în dieceza de Iași. Pentru a vorbi de mame, trebuie că vorbesc doi cuvintele de la fondatoarea noastră. Pentru că fondatoarea noastră era profesoară la Torino, în 1930-35-40, da? Ea era profesoara al liceu Massimo D'Azeglio la Torino, si era îndrumată spiritual, si come confesor, il traile successor lui Don Bosco. Ea era foarte devotă de adorație, di Sfânta Fecioară Maria, mergea mereu în Basilica di Don Bosco și sul Giulgiu la Torino. Si se ruga mult, si Don Filippo Rinaldi, după 22 de ani, le-a spus, Maria, tu trebuie che fondi un istitut indragostito di patimi lui Isus. Ea spunea mereu, acest niciodată, eu nu sunt capabilă. Ea era foarte umile, foarte dotată, ma foarte umilă. Si Don Filippo Rinaldi le-a spus, când este ora, avrai forța și lumina. Și așa a fost. De la 1936 a sentit această inspirație în novena Crăciunului și a mers acasă, a scris 16 pagine de protocol și după, aproape de acest protocol, a avut o pagellina, o mică carticică, cu oferta orele care este rugăciune și carisma nostru, cu această rugăciune fa parte tot carisma și spiritul nostru, sia a început o congregație îndrumată da Don Filippo Rinaldi și cu permisiune del Cardinal Fossati di Torino, după multe sofferenze. Si le ha detto Don Filippo Rinaldi, le ha detto a proprio delle surorile, è bene che tu formiasi mame care să fi îndrăgostite de viața serioasă, de fidelitate, de rugăciune și de adorație, pentru educare copiilor e pentru îndrumare viața lor de familia creștină. Pentru că dalle familie creștine naște la vita preoția e la vita consacrata, sia nuove familie creștine. Questa fu l'origine. Sì, ea a început congregația di surorile, dar il miscare mamelor a început in Italia del 2000. În 2000. Cu
îndrumate de Sor Chiara, că lor era madre. Și după, del 2010, eu aveam această dorință, și în România că începe acest miscar, perché la famiglia è importante. Și am anunțat a Presfințitul Gergel, când am auzit-o de această miscare, a dat-o imediat permisiune. Pentru că în acești ani familie bază. Fără familia creștină, viața e pierdută. Și am început a far cunoscere acest miscar del 2010, și acum în varie parochie, și acum suntem a 150 și ceva de mame cu adeziune și altre mame simpatizanti. Ce înseamnă, de fapt, a fi parte a acestei mișcări, de a fi parte a acestei uniuni? La mama trebuie că trăieste fidelitate, iubirea și rugăciune. La seu mama si încredințează a rugăciune, si în Sfântă Eucaristia, si spovada, când ajunge în familia, are o privire diferită în fața copiilor, si în fața soțul, care mereu în fiecare familie are propria cruce. Dar la mama, e mama che costruiește mereu familia și uneste familia. Și în această bază, le mame acceptă acest miscare, si colaborano tra di loro pentru că si danno ajutor. Se sprijină și împărtășesc, de fapt, bucuriile și durerile. Și durerile lor. Și sunt, le mame sunt îndrumate spiritual, că a cunoscut foarte bine nostru carisma, da părintele lui Zbulai, și acum s-a unit părintele Ionuț Ambrisca, care fa parte lui si di viața spirituale per le mame, si Eugenia, care ea a fost a prima adeziune delle mame milostive, care ne îndrumă în continuare și încercăm că acest miscare în diocezi, si acum a început si în diocezi di Bucarest, îndrumate da înalță Presfințitul Aurel Perca, și am anunțat și Orade, unde am fost i primi ani. Și toți doi presfințiți, sia presfințitul Biserica Romano-Catolică, sia presfințitul Greco-Catolic, hanno accettat foarte bine acest miscare, care am dorință sia acolo să fie înființat acest miscare. Ce trebuie să facă o mamă care vrea să adere la această uniune și vrea să fie membru? La mama trebuie che sa fi unita la comunità e inselege care este carisma. Carisma si basează su această oferta orele, care loro elegono un'ora, in această ora sa fi aproape di Isus care supera. Si con o rugăciune care durează un minut, jumătate, doi minuti. Și după sa fi o mama fedele, o mamă care se roage, care participă la biserică, si să fi unită, si îndrumă i copii alla biserică. E sacrament. Tra di loro si danno ajutor, pentru că familia are mereu cruce, si această unitate, perché mereu este l'unitate, dà la forza a portare cruce. Practic. Și da aceste familie nascono nuove familie creștine, pentru că rugăciune unește mereu. Niciodată am văzut că rugăciune divide familia, o divide societate. O societate în care parcă rugăciunea are tot mai puțin loc în timpurile în care le trăim și observăm că, de fapt, suntem atât de ocupați și ne tot găsim alte activități, renunțând la ceea ce e, de fapt, cel mai important. Ce e totuși de făcut și cum se poate schimba acest lucru? Ne apropiamo a Crăciun. Este periodul de Advent și Crăciun. Eu le spun alle familie. Bucurați-vă în aceste zile, în acest period. Da? Avem exemplu din nostru Iisus Hristos, care este pacea. Lui ne portă pace în familie. Lui ne dă bucurie. Lui ne dă veselie. Lui ne dă speranță.
se le famiglie stanno unite, hanno l'esempio della Sacra Famiglia, periodo di Crăciun è il periodo mai frumoso da stare unite da, e da riformare famiglie. Papa Sfânt Ioan Paul al II-lea a lanciat acest mișcare di Iisus Milostivire. Ne aggrappiamo a questa mișcare, a questa devozione, pentru că suntem tot slabi, dar cu această posibilitate di începere di nuovo, fiecare dată che cadem, noi ne putem dare mai departe cu mai multă bucurie și mai multă serietate in famiglia. E i copii sentono iubire. Când este iubire di parinții, este și iubire in copii. Și atunci ei o vor da cu siguranță mai departe. Soră, vreau să vă, să vă rog să le adresați un mesaj și celor care au un gând, dar totuși se tem de a urma o viață consacrată. Care este îndemnul și sfatul dumneavoastră pentru tinerii care simt această chemare? Pentru experiența mea, eu vi spun, dragi tineri, să sentiți în inima voastră această chemare. Non abbiate frica, né la preozia, né la viața consacrata. Pentru că Iisus este Lui, costruttor di viața noastră. A noi interesează dar inima noastră. Noi de multe ori am gândul di costruire noi. No, lasciamo che sia costruttor Lui Hristos. Cu acest gânduri non abbiate frica. Lume are nevoie di sfinții preot, tineri care dedică viața lor alla preoția, si are nevoie di sfinte surorile și consacrați care dedică viața lor pentru necesitate bisericii. Sora Elisabeta, om vesel, deschis și bucuros, sunt convinsă că totuși, pe parcursul vieții, ați avut și momente mai puțin fericite. Dacă e să priviți în urmă, care a fost cel mai greu moment al vieții dumneavoastră? Sunt state momente care am avut suferința, problemele, distacchi de la familia, morte di mamma o di tata. Pentru mine la quella che ha fost mai dur, mai când a morit la confondatoarea de la congregație, pentru că eu am avut posibilitate di trăire cu ea 27 de ani. Ea a fost mereu aproape de la fondatoarea și după a fost elesa madre generale. Și am fost cu ea mulți ani. Și atunci s-a rupt o parte din dumneavoastră. Ea m-a trimis în caia în România, era già bătrână, nu facea parte de madre generale, a fost elesă o altă madre, dar noi, ca respect, l-am lăsată încă mereu în suo, ca consiliera. E ea a fost quella che ea a decis e a spus al consiliu, trimim suor Elisabetta in Romania, la Butea. Și mi-a spus, la tua madre este batrina, dar si pregateste pentru morte. Eu am plins, am spus, nu e posibile, sunteți un braț drept pentru mine. Nu, eu trebuie că mi pregatesc la morte. Așa a fost. Il 23 februarie de 1990, și nou mi-a spus aceste cuvinte și il 10 septembrie a murit. A fost un moment de durere mare pentru dumneavoastră. Da. Dar în inimă m-am reprins că mi-a spus acum dincolo. Noi credem că dincolo avem posibilitate lor de dar ajutor a noi și noi rugar pe che ne diano aiutore a noi, perché io credo che la nostra madre sfânta, sì madre Margherita, sì confondatore madre Carla. Madre Carla, devo spune due cuvintele, ha fost o madre straordinaria, dar ea a fost miracolata.
lume spune ce este miracol. Ea a fost tinera, intrat la patra soară după la fondatoare. Și a fost în perioada de război în Italia. Și o zi era sul treno, si oscheggia, gli avion ha un mitragliato, oscheggia, l'ha portata via completamente parte mandibolare inferiore. Un'altra scheggia l'ha presa da sopra inima ed ha trecuto in spate. A tre scheggia l'ha presa sotto inima, si è rimasta intruttata a viozza in polmone. Si ha accoborato anche in treno, si dopo si è accassata in erba. Si da colo l'hanno portato in clinica a Bosio, dal mondo via fu tutto mitragliato. Si clinica era completamente, non era possibile assistere in clinica o suora a sciade grave. I tempi del 45, care ha fost mitragliata, aici non era possibile. Lingua veniva a fare, si trebuia bandage. Și nu putea vorbi pentru că noi vorbim, pentru că muoveam mento. Mandibola. Și fondatoarea noastră, după 5 zile di clinica, când a văzut că nu si putea fare niente, ea nu putea vorbi, nu putea mâncare nimic, solo da o canula, nu era posibil anche perfuzie, că nu si facea perfuzie, l-a portat acasă. Affidata această madre, la madre fondatrice ha affidato questa suora al dottor di famiglia. Caro il dottor di famiglia era un bravo dottor, dar non credente. Non credente. Forte e rispettoso verso suororile, dar non credia. Si la madre fondatoria, madre Margherita, cu credinza ei, l'ha affidata e le ha spuso, dottore, io am nevoie di această calugarizza sana si che poteva vorbi. Lui che non si è vissuto, limba che cobra. Dice che è impossibile, non si può. Si ha respirava, per 5 zile ha respirato. Il motivo era che in clinica non avevano vissuto che questo mento, da mandibola, era in gut. Ah. Si il dottore gliel'ha portato a fare. Dar era negro, non mai si poteva punere. Si când l-a curățit-o bine il dottore, da? Când a terminat de curățile bine multe zile, le-a spus, madre, e curățită la madre, la suora, dar niciodată può vorbire. E si nu può mânca. Pentru că nu este posibilitate. Si ha cu credința, fondatoare cu credința ei, a spus, aici trebuie un miracol. Aveva o mentire, un battista, di Don Filippo Rinaldi, il traile successore di Don Bosco, che ha fatto il confessore della fondatoria, gliel'ha puso in mento. Si dupa, quattro surorile ha plecato in cappella, si una è rimasta proprio del pat. In faccia al Santo Sacramento ha rugato Don Filippo Rinaldi, che interceda Dumnezeu, da fare un miracol. Sì, il miracolo è avvenuto. Spune scrisoare, care este l'episcopia in Italia, sia Roma, s'ha addormentat approssimativ tre sferte di ora, când s'ha sculat, ha vorbit, si ha spus numele della suora che era proprio del pat, suor Celina. Și suor Celina, când a sentit acest numele, a spus la madre de Lira, e fuori cu capul, a corso în capela. Și fondatoare de credință puternică a spus, aici e un miracol. A mers în camera, a luat bandaj, și era reformat 7 centimetri de osso mandibular complet. Ce a spus doctorul? Doctor a venit după l'ambulatorio, a venit si a far vizita. Fiecare zi venea la madre. Când a venit la porta, la fondatoarea a fost a deschidere la porta.
Il dottore era cu băiatul de 12 ani. E a spus, băiatul meu a dorință de vedere Sor Carla, perché Sor Carla era tinera suora, care mereu după la biserica, Sfânta Liturghia, făcea giocare cu copii. Și la madre fondatrice, cu minte foarte deschisă, a spus, da, vine a vedere la tua suora. E lui a fost martor del miracol. A Roma, în piața San Pietro, când am făcut fericit Don Filippo Rinaldi. Dar il dottor, când l-a luat il bandaj, așa a spus, queste cuvintele care sunt scrise, diamine capita, în italiano, ce s-a întâmplat? Si è fatto un pas dal pat. Si la fondatoare dice, hai vezut, secondino, che bravo è stato tatăl tău? Hai văzut ce bun a fost tatăl tău? Înainte a luat toate osele. Si după l-a făcut creștere. Si il dottore, care nu era credente, a spus, nu, aici nu mai sunt eu, aici e sopranatural. Si l-a riconoscut lui în fața la bolnava. Si Sor Carla a început a riprendere viața, și după puțin s-a reprins și a trăit fino la 89 de ani. Ce... Și după la fondatoare a prins loc ea confondatoare. Extraordinară poveste și exemplu. Eu am avut noroc de stare cu ea multe ani. Sunteți o norocoasă soră, la fel cum norocoasă este dieceza de Iași că vă are, că viața v-a trimis aici. Măi, eu sunt una poveră soră. Povera Marica, știți cum se zice, săracă, dar bogată, pentru că aveți atât de multe amintiri și experiențe frumoase, lucru pentru care și noi vă mulțumim și vă dorim sănătate și succes, să rămâneți așa cum vă știm de atâția ani. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes și să ne revedem cu noi povești și experiențe. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.